trăsat în mod direct. A apărut o parte secretizată a unui dosar, Microsoft, a apărut din senin, sau nu cum? Cred, da, să vă spun ceva, nu cred că hotărârile de guvern referitoare la Microsoft, respectiv la achiziționarea de licențe, sunt secretizate. Dosarul la DNA era secretizat. Nu, nu cred că sunt secretizate, da. Că nu e un subiect care să fie... Domnul președinte, deci aceste documente care au apărut în ultimile 24 de ore, prezentate ca o mare descoperire, nu e nimic. Sunt documente publice, hotărârile de guvern au fost secrete, ele au devenit publice. Da, ce povestesc, da. Martorii erau parte secretă. Nu, este o parte secretă a dosarului de la DNA. Da. Bun, întrebare. Și e un semn așa că aceste documente sunt date presii, nu neapărat, putea să fie le dea și nouă, că știți cum e, nu aveți o experiență. E un semn, vi se dă un semn sau e pur și simplu jurnaliștii sunt foarte deștepți și au pus mâna pe ele? Păi nu întreb, dacă se știe, da. Deci jurnaliștii de acolo nu se încadrează în categoria care a spus. Domnul președinte, da. Încă o dată. Păi nu vă răspund. Deci sunt două variante. Ori prima variantă este cea pe care am spus-o astăzi. Este un demers de presă disperat de a face o bombă de presă și în condițiile astea eu nu mai am ce să zic decât că îi rog pe cei care au aceste documente, dacă le consideră compromițătoare, să le dea la DNA și cu asta am încheiat comentariul. Sunt de la DNA, domnul președinte. Nu știu dacă sunt de la DNA. În fine, am înțeles. Dumneavoastră faceți această presupunere și nu vreau să vă contrazic. Am și eu o bănuială. Dar dacă sunt niște documente compromițătoare care le-au venit așa din senin... De care vorbea și domnul Cristoiu. Domnul Cristoiu pare să aibă o certitudine. Eu cred, din ce am văzut aseară... Da, ok. Dar eu spun așa, dacă aceste documente... Nu le-am văzut. Ce am văzut-o în crâmpei la televizor. Da, am și eu aici, că vi-l las. Deci, dacă ele au venit pe o cale, eu știu, care nu o cunosc, și ele servesc la ceva, pot să fie date la DNA și să ancheteze DNA-ul. Cealaltă variantă pe care o am... Domnul președinte, sunt din dosarul de la DNA. Așa scriu ei. Și eu vă întreb, când sunteți om cu mare experiență, scurgerea, release, cum zic americanii, da, către acum... presă, dintr-un dosar, partea secretizată, e un semn sau pur și simplu jurnaliști? Scurgerea, să vă spun ceva, nu e obligatoriu să fie făcută de procurori. Nu. E o bănuială, dar nu e singura. Că... Poate să fie, de exemplu, unul din avocații care are acces la documentele din dosar, care să fi luat documentele, să le fi dat mai departe. Ceea ce cred că e mai aproape de bănuiala mea. Acum, eu văd cea de-a doua variantă ca o încercare disperată a PNL-ului de a-și duce la bun sfârșit planul de acaparare al puterii. Au încercat, prima variantă a fost de jos în sus, crearea unei majorități la Senat, răsturnarea președintelui Senatului, după aceea crearea unui bulgăre de zăpadă care să conducă la prăbușirea actualei puteri și la cucerirea puterii, în mod așa, monopolizarea puterii de către PNL. Acum, cealaltă variantă pe care o încearcă este discreditarea mea ca președinte al Senatului și slăbirea poziției pe care o am, care să ducă eventual la căderea mea, demisie, putem să imaginăm.